Așa cum am promis, astăzi vom avea pe ordine de zi o hotărâre de guvern prin care alocăm sume pentru reparații. Doamna viceprim-ministru. Stimate domnule prim-ministru, într-un efort colectiv cu Ministerul Afacerilor Interne, cu toate prefecturile din județele afectate, vorbim de 10 județe în acest moment, am reușit să realizăm proiectul de hotărâre privind alocarea unor sume din fondul de intervenție pentru înlăturarea efectelor calamităților naturale, vorbind de o sumă de peste 36 de milioane de lei pentru cele 10 județe, pentru reparații la 16 spitale, 23 de dispensare, peste 251 de unități școlare, grădinițe, școli, licee, colegii, posturi de poliție, biserici și alte unități de interes public. Astăzi vom spune în ședința de guvern. E o primă etapă, că înțeleg. Prima etapă, pentru că în această perioadă, respectiv marți, miercuri, toate comitetele pentru situații de urgență au lucrat la foc continuu pentru evaluarea tuturor pagubelor. Astăzi ce prezentăm guvernului spre aprobare este prima etapă, maxima urgență, urmând ca în următoarele săptămâni, în funcție de finalizarea evaluărilor, să venim cu alte obiective de interes public.